și le arăt lor actul ăsta adițional, e o becali, uite. Da? Rupt. Așa, ca pe vremuri, așa, cum o rupeam pe știți voi pe cine, așa. Și așa și o calță în picioare, așa. Actul adițional, uite așa în picioare. Acum eu de ce am vrut să o fac asta? Pentru că actul ăsta adițional, care vezi, am spus aici, dar e și aici cu foi albe, că nu știm ce, că nu ni l-a dat. Ei ne-a anunțat că o să fie, dar aici tot cu foi albe, pe care ne-l pune acum în față. Și eu nu mă duc acolo să mă cer cu ei și aia eu acum în față ăsta și fac ca pe vremuri și le arăt lor actul ăsta adițional, e o becali, uite. Da? Rupt. Așa. Ca pe vremuri, așa, cum o rupeam pe știți voi pe cine, așa, și așa și o calță în picioare, așa. Asta adițional, uite așa în picioare și îl mai spun așa. Nu-mi stă bine la bătrânețe să mai fac, dar trebuia să o fac. De ce? Ca să atrag atenția, că oamenii nu atragă din teribilitism. Teribil, nu ai ce le faci. Că cu binele nu înțeleg. Și îl mai spun așa, ăsta, sfințenie, ăla e aruncat, e călcat pe jos. Așa calc eu mizeria și minciuna și invențiile oamenilor care vor să-și bată joc de oameni. Ăsta e contract, respectație. Păi asta am vrut să fac, de-aia am făcut-o aici, nu vezi? De ce am făcut? Ca pe vremuri, mi-e rușine de ce făceam pe vremuri. Dar am fost obligat să o fac iar. Păi cum să-mi spui tu mie mizerile astea? Și imediat le-am călcat în picioare, n-ați văzut cum făceam pe vremuri. Nu? Mai era doar de asta. Dar bine, atunci o făceam și cu multă ură. Acum o fac cu dragoste, ca să mai râdem, ca să mai zâmbim, să mai râdem. Nu mai fac cu dușmănie. Acum am făcut-o ca să râdeți voi, ne-am adus și noi aminte din tinerețe. Băi, Luțulei, vino aici, fă curățenie, o să ne dea amendă, vine de neau, ne dea amendă că de ce am făcut curățenie în fața, da? Fă, ne dea amendă. Așa. Și a zis, bine, bă, la mine și îți dau, nu mă cer cu tine, îți dau contractul. Bine, tata, acum am dus și le iau. Da? Hai, Domnul să ne ajute și dacă eu am deranjat ceva, eu vă măietați, n-am făcut-o numai pentru mine, am făcut-o la modul general pentru toți. Pentru că așa, dacă mi-a Dumnezeu pe mine mai puternic să pot să o fac și să mai pot să mai rup. Dar vezi, acum le și strâng. Hai, m-am ocupat, Domnul să vă ajute.